O fetiță de numai 13 ani din Călinești a fost adusă cu ambulanța la urgența spitalului județean după ce a acuzat dureri abdominale. Este gravidă în luna a doua. Se iubește cu un băiat de 17 ani cu care are gânduri mari, iar despre relația lor, care durează de mai bine de un an, știe întreaga familie. Fericirea este mare și pentru bunica fetei, care, dacă sarcina va fi dusă la bun sfârșit, va fi străbunică la doar 49 de ani. Deci au o relație de care știa. Da, doamnă, nu e nicio problemă să fie probleme urâte. De cât timp sunt împreună? De un an și ceva. De un an de zile. Ai un an? Când ai? Câte ani? Păi face 14... Face 14 pe 19 iulie. Dar nu sunt căsătoriți legal. Păi cine o căsătoria? Păi că n-are dreptul să se căsătorească, dar cine o căsătoria? Legal. Sunteți bucuroasă cum să fiți? Păi acum ce să-i fac? Sigur, sigur că sunt bucuroasă. Ce să-i mai fac? E primul nepot? E nepoata mea și... E primul strănepot? O să fie primul strănepot? Al dumneavoastră? Da, da, strănepot, primul este. Sunt mândră? Ce să mai facem dacă... A, da, Dumnezeu? Alții dorește și nu are. Fata este acum sub supravegherea medicilor, fiind în pericol să piardă sarcina. Și știi precis că ești gravidă? Da, da, știu precis că nu sunt mamaia ei. Vă pot confirma faptul că o pacientă în vârstă de 13 ani s-a prezentat la urgență, fiind însărcinată în 6-7 săptămâni, după consultul ginecologic a fost reținută, internată cu amenințare de avort. Polițiștii s-au sesizat din oficiu în acest caz, începând o anchetă. La nivelul poliției orașului Topoloveni a fost înregistrat un dosar de cercetare penală în care se desfășoară verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu un minor. Ce riscă individul? Pedeapsa prevăzută de codul penal pentru o astfel de faptă este de la 1 la 10 ani în funcție de circumstanțele în care a fost săvârșită. Cea care poate deveni o tânără mamă nu mai merge la școală. Deși pare fericită că va avea un copil, specialiștii nu o văd pregătită să devină mamă. Cu siguranță, pe palierul acesta, o minoră nu este pregătită să dezvolte relații de atașament față de o altă persoană sau față de propriul copil. Dacă este să vorbim la nivel cognitiv, structurile cognitive fiind imature la 13 ani, nu au dovedit prin cercetări științifice transmiterea informațiilor corecte către o altă persoană sau către propriul copil. Dacă vorbim la cel de-al treilea nivel comportamental, societatea românească nu este pregătită să accepte comportamentele inadecvate de a da naștere unui copil la această vârstă. Și biologic, ultimul compartiment al ființei umane, organismul nu este pregătit să realizeze organic acest lucru.